Simulările au început, iar aceste examene sunt binevenite pentru elevii claselor a 11 și a 12 pentru a-și verifica cunoștințele și a observa acolo unde mai trebuie insistat cu materia, pentru ca bacalaureatul să nu-i surprindă sub linia promovării. Astăzi s-a susținut proba de limba și literatura română în cadrul simulării examenului național de bacalaureat. În Colegiul Tehnic de Cebal au fost prezenți 256 de au fost înscriși pe liste 256 de elevi și 13 dintre ei au fost absenți. Cei care au ieșit deja din săli spun că subiectele au fost accesibile. Examenul s-a desfășurat în condiții reale, simularea de fapt s-a desfășurat în condiții reale. Au fost camere de luat vederi, doi profesori asistenți la fiecare clasă. Subiectele au fost în general accesibile, depinde normal de pregătirea fiecărui elev, dar în general concluzia a fost că nivelul de dificultate al acestei simulări a fost unul mediu. Foarte ușor, mi-a plăcut și am crezut totul este bine, nu este chiar deloc greu pentru clasa 11. Ce subiecte ai avut? Ce subiecte? A trebuit să povestesc ceva, să caracterizez un personaj. Câteva sinonime, antonime, tot a fost ușor. La ce notă te aștepți? 7, 6, cam așa, depinde. Ai învățat mult? Da, adică nu chiar mult, dar a fost ușor, mi-a plăcut. Depinde de ce, de clasa 12-a, care, cum, ce subiecte au avut, că am avut niște subiecte total diferite. A fost foarte bine, m-am pregătit foarte mult, emoții la început au fost mari, desigur, dar văzând subiectele, totul mi s-a părut ok, adică au fost niște subiecte, din punctul meu de vedere, accesibile, pe care cred că oricine putea să le rezolve, dacă citea puțin, desigur. La ce notă te aștept? Cred că pe la 8. 8, sigur. Care a fost subiectul care ți-a pus cel mai multe probleme? Cred că subiectul întâi. Nu-l stabilesc foarte bine, dar m-am descurcat. Nu s-a pus o problemă foarte mare. În vară mai ai emoții așa cum le aveai înainte de simulare? Da, în vară o să am emoții mult mai mari, desigur. Cred că m-am descurcat binișor. Mi s-a părut foarte ușoare și ce să zic altceva. Care ți-a pus cel mai multe probleme? La subiectul 3 sau ce ai avut acolo? 3. Subiectul 3 nu am apucat, nu l-am mai citit, dar în rest a fost ușoară. Nu a fost foarte grele. Obții notă de trecere? Cred că da. Să sperăm că da. În vară ce vei face? Acum dacă... În vară încerc să învăț pentru bac. Să iau bacul. Și mai mult, nu știu, vedem ce va fi. Nu mi s-a părut chiar atât de grea, mare parte subiectul l-am știut, subiectul 2 a fost ușor, iar la subiectul 3 nu prea am scris pentru că nu prea am știut așa din el. Despre ce era vorba la subiectul 3? Subiectul 3 despre o viziune a lumii, ori dintre Mihai Eminescu sau George Bacovia, și să spui un exemplu din care ai făcut un toți anii ăștia. Ce ai ales? N-am ales nimic pentru că nu m-am gândit să fac. M-am axat mai mult pe subiectul, nu ca să-l fac pe tot. Și iar la subiectul al doilea, dintr-un text argumentativ. La ce notă te aștept? La un 6 sau, dacă nu, minim 5. Dar oricum, 6-le cred că o să-l iau. În vară, ai emoții? Vară trebuie să mai lucrez la subiectul al treilea ca să fiu sigur de nota 6.